Casa Memorială Visarion Puiu și Muzeul Mihail Sadoveanu din spațiul monastic al Schiturii Vovedenia de la Mănăstirea Neamț are o istorie zbuciumată ca și cei doi anfitrioni ai casei, Visarion Puiu și Mihail Sadoveanu. Istoricul acestei case începe din anul 1937, atunci când Mitropolitul Bucovinei Visarion Puiu hotărăște să zidească aici o reședință de vară a Mitropoliei Bucovinei. Sadoveanu, în amintirea amiciției cel legat de Visarion Puiu, cere de la autoritățile statului din acea vreme casa pentru a o transforma în casa de creație pentru sine. S-au opus la început autoritățile statului, Sadoveanu a stăruit, până la urmă primește casa în 1948, o transformă în casă de creație, vine la început vara, iar după 54, când Sadoveanu a fost eliberat din funcțiile politice ale vremii, Sadoveanu se mută definitiv aici în casă, transformând-o deci în reședință permanentă. S-a organizat aici un muzeu memorial, autoritățile au girat acest proiect, casa a fost reamenajată și inaugurată ca muzeu în 1966, chiar cu participarea șefului statului de atunci, Nicolae Ceaușescu. În Casa Memorială Visarion Puiu și Muzeul Sadoveanu de la Vovedenia, cumva coexistă două muzee sub același acoperiș, în mare parte a casei, e vorba de 8 camere, sunt dedicate scriitorului Sadoveanu, iar o cameră, a noua încăpere, dedicată Mitropolitului Visarion Puiu, titlul casei. Prima încăpere a casei, salonul, este o cameră foarte spațioasă, unde tronează un vechi și celebru pian la care au cântat mari muzicieni români care poposeau în vizită la Sadoveanu. Apoi, următoarea încăpere este camera de lucru, unde Sadoveanu scria. În această cameră, turiștii pot vedea nu doar biroul de lucru a Sadoveanu, ci și multe tablouri, fotografii, articole de îmbrăcăminte. Tot în camera scriitorului se poate vedea o fotografie unică, cred că aici în zonă. Este vorba de Sadoveanu cu toată familia sa. De aici mergem mai departe către panoplie, panoplia scriitorului, zona unde sunt expuse câteva din armele de vânătoare și de uneltele de pescuit al lui Sadoveanu. Se știe că era un pasionat vânător și pescar. Apoi urmează o altă încăpere a casei, unde sunt expuse câteva manuscrise din paginile scriitorului. Rodul acestui scris frumos, ordonat, se vedește în următoarea încăpere, unde sunt expuse, aproximativ, în ordine cronologică, toată opera scriitorului, cele 104 volume. Tot în acea zonă a casei, turiștii pot vedea expus pe niște panouri viața scriitorului, un alt fel de Sadoveanu decât îl cunoaștem din cărți, cu foarte multe necunoscute, foarte multe taine și foarte multe aspecte, zic eu, îndrăgitoare ale vieții sale. Apoi sufrageria sau camera verde, acolo fiind locul unde se lua masa, verde înseamnă viață, această culoare și această armonizare, să spunem, a cromaticii sufrageriei, amintindu-ne de celebrele dileme ale umanității: trăim ca să mâncăm sau mâncăm ca să trăim.